Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest episod voi vrea să îmbunătățesc scriptul de pe ieșirea acestui alimentator SK120X, prezentat în clipurile anterioare. Dacă nu le știți, aveți linkurile în descriere. Ce nu v-am prezentat în episoadele anterioare despre acest modul este ce riplu va avea pe ieșire dacă va fi alimentat dintr-o sursă în comutație. Deoarece în cazul ultimului clip, cred, am măsurat acel zgomot, între ghilimele, pe ieșire, într-un caz ideal în care intrarea în acest modul va fi dintr-o sursă fără zgomot, cu riplu cât mai mic, o sursă liniară. Însă, în realitate știm că modulul de față, în general, va fi alimentat, dacă va fi folosit ca o sursă de laborator, dintr-una în comutație, cum este aceasta de față, ca exemplu. Și, bineînțeles, riplul pe ieșirea acestui kit, acestui modul, va fi mai mare. Cât de mare, veți vedea în momentele următoare. Să începem măsurarea riplului. Am alimentat modulul din sursa în comutație fixă de 24V la 6A. Să setăm electronic loader-ul la 3A. Să atașăm osciloscopul. Înainte avem un riplu de 400-500 de milivolți vâr la vârf. Dacă mai țineți minte, în cazul în care alimentam dintr-o sursă de laborator, aveam pe undeva la 150 până în 200 de milivolți vâr la vârf, ceea ce e diferență masivă. De asta contează foarte mult în cazul în care alimentezi dintr-o sursă liniară sau una în comutație. Zgomotul dintr-o sursă în comutație va fi mult mai mare. Așa că, pentru a rezolva această problemă, am introdus un filtru LC trece jos, format dintr-un inductor de 47 de microhenry și un condensator de 1000 de microfaradi. Puteți să alegeți alte valori, ideea este ca să scoateți acest zgomot în comutație, acel riplu de câteva zeci, sute de kHz. Iar după filtru, sper că se vede bine, avem un riplu de aproximativ 180, 110, 120, cam 100 de milivolți vâr la vârf. O să creștem curentul, să vedeți că rămâne același riplu. Da. Să setăm tensiunea la 12V pe ieșirea acestui modul, aproximativ 3A. Înainte avem 400-500 până în 600 de milivolți la vârf, iar după de până în 150 de milivolți la vârf. Am pregătit alte conductoare, mai groase puțin, iar conectorii tip banană de panou îi vor înlocui cu unii aproape la fel. Singura diferență fiind capătul din spate. E mai lat la cele noi. Conectorii vechi au fost desfăcuți. Să îi punem pe cei noi, pe cel negru în partea de jos. Să îl strângem, folosesc doi patenți. Conectorul de panou roșu în partea de sus. Să punem piolița. Să îl strâng și pe acesta mai bine. Am hotărât ca acel condensator electrolitic să-l pun între acei conectori. Avem grijă de polaritatea condensatorului, plus la plus și minus la minus. Să nu uităm de inductorul toroidal, va fi pus în serie pe plus. O să pun niște flux pentru a ajuta lipirea. Aici nu mi-am dat seama că topește acel plastic al conectorului respectiv. Dar până la urmă am îndreptat, introducând celălalt conector tip banană în conectorul tip panou. Să considerăm aceste conductoare, o să vedeți de ce un pic mai târziu.
pe cel negru îl vom lipi de acest conector. Conductorul roșu îl lipim de inductor. Pe spatele acestui modul se vede că avem notată intrarea și ieșirea. Să atașez aceste conductoare, având conectori semi-lună lipiți, de ieșirea acestei surse fixe de 24V. În sfârșit, conductoare atașate. Să atașăm aceste conductoare de modul. Să introducem acest modul în panoul frontal. Perfect. Partea din față vine așa. Să punem partea de sus a cutiei. Să strângem șuruburile. Să facem un ultim test, să știu că totul funcționează în regulă. Scuzați supraexpunerea camerei, dar am făcut asta pentru a se vedea mai bine ecranul modulului. Și după cum se vede, totul funcționează în regulă. Acest episod nu a fost unul în care să vă fie arătat cum calculăm, alegem acel filtru L ce trece jos, ci mai mult unul spontan despre cum am îmbunătățit ripple-ul de pe ieșirea acestui modul SK120X. Aici se termină acest clip, dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!